Bună ziua, știți că s-a votat bugetul pentru Mediunii, da, știu, am și participat la votarea lui. Ce ați mai dorit să se întâmple în cartierul ăsta anul acesta? Păi să vedem că banii pe care îi plătim sunt folosiți cum trebuie. Adică dacă plătim pentru ceva, să se și vadă că se întâmplă acel lucru. Și dacă se poate, să vedem și economic. Mulțumim pentru acest interviu. Ce mi-aș dori eu personal, care am doi copii, este să renunțăm la nisipul de la locul de joacă. Știu că unii preferă nisipul, dar eu îl consider un focar de infecție. Și să se pună chestii din acelea verzi, tartan. Cum se cheamă? Tartan. Tartan, în locul lor. Și dacă s-ar putea niște leagăne, mai multe, tot așa, pentru copii mai mari și mai mici. Păi sincer, aș vrea să fie ca și până acum, pentru că este minunat în cartierul ăsta și îmi place totul. Mulțumim pentru acest interviu. Plăcere. Ce vrei să mai apară nou în cartier anul acesta? Mochetă mai întâi. Da. Asta o să apară. Da. Coșuri mai bune. Da. Și ce înseamnă coșuri mai bune? Coșuri mai bune, adică nu sparte, cum e în acela de acolo. Să sparte la frig. Da. Da. Așa, altceva? Așa, cam atât, nu. E perfect în rest. Mulțumim pentru acest interviu. Bună, Andreea. Ce mai vrei să fie nou în cartierul ăsta? Păi dacă ar fi, nu neapărat un loc asfaltat sau ceva, dar ceva, mă rog, ceva, pe undeva să pună, nu știu, ca să ne putem da cu trotinetele și cu rolele. Eu vreau să apară o piscină. Tu ce vrei? Eu vreau un teren de lupte cu sabii. Tu ce vrei? Un stand de înghețată. Așa. Tu ce vrei? Nimic. Tu ce vrei să mai fie în cartier? O casă de păpuși. Ce vrei să se întâmple anul acesta în cartier? Anul acesta în cartier aș vrea să avem o piscină. Toți copiii au zis chestia asta. Și eu sunt un copil care îmi doresc piscină. Vreau o piscină mare cu valuri. Da. Și cu plajă. Toată lumea vrea o piscină mare. Și cu tobogan. Da. O piscină cu trambuline și cu tobogan. Da. Mulțumim pentru acest interviu. Bună seara. Bună seara. Știm că s-a votat bugetul pe anul 2014 și dacă puteți să ne spuneți cam ce cuprinde acest buget. Sumele necesare pentru amenajarea spațiului de joacă pentru cei mici prin cumpărarea unor jucării în partea din spate a cartierului, în zona blocurilor 35 și 36 va fi înălțat gardul. Au mai fost votate sume pentru montarea unor bumpere pentru limitarea vitezei autovehiculelor care circulă prin rezidence. Se va schimba mocheta la locul de joacă pentru copii, întrucât cea veche s-a deteriorat. Proiect pentru irigarea spațiilor verzi.